Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Ucraina și Europa vor învinge în războiul împotriva Rusiei. Mai mult, conducătoarea Comisiei anunță noi măsuri la nivel european referitoare la criza energetică. And let us be very clear. Much is at stake. Not just for Ukraine, but for all of Europe and the world at large. And we will be tested. Tested by those who want to exploit any kind of division between us. And this is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. And I stand here with a conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Comisia Europeană propune plafonarea veniturilor tuturor companiilor din energie, atât a celor care produc electricitate, cât și a celor petroliere și a furnizorilor de gaze. Ursula von der Leyen a vorbit despre o reformă a pieței electricității și încurajează Europa să se desprindă de dependența de petrol. Tot ea vorbește și despre o nouă bancă europeană pentru hidrogen. Atât economiile europene cât și cea românească au trebuit să facă față în ultimul timp multiplelor șocuri generate pe de o parte de pandemie, cât și de război din Ucraina, iar în ultimele luni creșterile ample ale prețului energiei și ale prețurilor de producție au generat într-o oarecare măsură perturbări majore la nivelul lanțurilor de producție. Astfel că atât gospodăriile, persoanele fizice, cât și companiile, în special IMM-urile, au trebuit să facă față în ultimele luni unor creșteri majore de prețuri, ceea ce a scăzut puternic puterea de cumpărare, în special a persoanelor fizice. România trebuie să urmeze exemplul statelor care au ales să facă deja investiții mari în dezvoltarea energiei verzi și să înceapă să adopte măsuri pentru a face față crizei energetice. România a început să aplice sau să genereze măsuri, însă este clar că nevoia unui preț administrativ este obligatorie, indiferent că vorbim despre agenți economici producători din domeniul energiei privat sau publici, evident că trebuie definite anumite noțiuni, ce înseamnă ore de vârf în contextul unui stat și, fără nicio îndoială, iarăși, modul în care pot fi valorificate certificatele verzi. Ceea ce este clar pentru oricare stat, e clar că vor avea nevoie de măsuri concrete.